Discuțiile au vizat situația de securitate curentă, determinată de agresiunea militară rusă în Ucraina și de gestionarea valurilor de refugiați. Premierul Nicolae Ciucă a făcut o prezentare extinsă a modului în care România percepe situația de securitate curentă, inclusiv acțiunile militare ruse și scopurile sale. Prim-ministrul român a insistat pe dovada de unitate a aliaților, care prin prezența militară pe teren, aici, în România, oferă certitudine angajamentelor de securitate colectivă din cadrul NATO, precum și a valorii parteneriatului strategic cu SUA. Cu acest prilej, a fost subliniată și importanța dezvoltării de noi investiții americane în România. În cadrul dialogului, a fost evidențiată solidaritatea manifestată de români, societatea civilă și instituțiile statului în gestionarea fluxurilor de refugiați. Steven Leigrecneceh a mulțumit pentru activitățile României și pentru leadership-ul pe care îl oferă atât în sprijinirea refugiaților cât și a ucrainenilor rămași să lupte pentru apărarea țărilor.